Evenimentele live sunt la Superblog la radiolinks.ro. O emisiune despre bloguri și blogări, despre pasiuni și sinergii, despre bloggingul ca hobby și ca afacere. Superblog. Da, bună seara, bună seara. S-ar părea că e o zi a surprizelor. Mai devreme am avut o ediție specială de Lume Bună. Acum Claudia o să apară și ea. A rămas blocată în trafic, ce să-i facem? Asta e capitala, dar e bine, o iubim în continuare. Trecem prin peripeții, așa că o să începem emisiunea. Loredana Boghiu sunt eu și vă spun că în emisiunea Superblog de astăzi le avem invitate așa în premieră pe Roxana Olaru și Mirela Nicola, membre a echipei Best Web Image, companie de web design și web development, care ieri compania a împlinit 6 ani. La mulți ani! Mulțumim! Mai aveți puțin și mergeți la școală. Așa ne-am gândit să sărbătorim inițial, dar n-am apucat să mergem să ne facem poze într-o școală. Bun, și cum compania se află în plin proces de rebranding și se va numi în curând Creativ, am zis bine? Da, Creativ, adică Creativ plus Div. Divul din HTML. Okay. Cine știe în cel HTML înțelege. Sună bine. Așa că o să aflăm astăzi noutăți. Best Web Image derulează un proiect de colaborare de asemenea și cu blogări. Așa că, desigur, dragi super blogări, ediția de astăzi va fi pe placul vostru și vor fi informații ce vă vor interesa. Vă așteptăm așadar pe radiolinks.ro. Dacă aveți mesaje și întrebări, sunt binevenite, vă invităm pe chat. Chatul îl găsiți în partea dreaptă a paginii. Intrați și veți vedea acolo click pentru a intra și a discuta cu noi. Bun, ca să încep cu prima întrebare, cam cu ce se ocupă această companie de Best Web Image, pe scurt? În două cuvinte, facem site-uri. Ok. În primul rând aș vrea să încep prin a-i saluta pe Bogdan de la Presa în Bluj și pe Marius de la Mălinescu.ro, care știu că sunt și super blogări și ei sunt și în programul nostru cu blogări pe care îl dezvoltăm și pe care am venit să-l prezentăm un pic azi. Salut! Da, salut Bogdan! Bogdan mi-a dat și mesaj pe Facebook mai devreme, mi-a zis că mulțumește și mirează baftă. Așa, revenind la noi, la Best Web Image, noi, în principiu, facem servicii de web development într-un mod mai complex, adică nu doar facem site-uri, instalăm un WordPress și am terminat, ci proiecte web la un nivel avansat de complexitate, diverse, cu diverse funcționalități pentru companii care au nevoi care nu se pot satisface altfel în partea de web. Și aici mă refer, evident, la aplicații web, aplicații de rețele sociale, Facebook și mai departe, și la sisteme offline, dar tot web-based, care se pot instala pentru management de resurse, ERP-uri și așa mai departe. Cu asta ne ocupăm în mod curent. Pe lângă asta, mai facem și campanii promoționale pentru diversi clienți și anul trecut, ca un experiment, am lansat un serviciu care se cheamă Blog Support, despre care o să discutăm un pic mai încolo. Adică vă dă colega mea detalii, dar cam asta facem noi. Suntem 7 minunați și vrem să mai angajăm câțiva și o să vă dau mai multe detalii despre asta la final, ca să rețină lumea. Știi că acum dacă le dau se pierd. Să fim în suspans. Da. Să nu fie prea mult. Asta facem. Web. Ok, o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Cred că între timp a ajuns și Claudia. Așadar, rămâneți, dragi superblogeri, alături de noi aici pe radiolinks.ro și, de asemenea, așteptăm și întrebările voastre, fie pe pagina de Facebook Radiolinks România, fie pe superblog. De asemenea, vă invit și pe chatul paginii noastre. O să vă dau coordonatele imediat. Ok. Cred că a ajuns Claudia, așa că ne întoarcem în câteva secunde. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană.
Salutare, superblogger, de la întârziata Claudia în seara asta. Murphy s-a decis să se cloneze și să, împreună cu toate replicile lui, să ne pună nouă obstacole în traficul bucureștean și așa destul de aglomerat. Iertare pentru întârziere, am reușit și eu să vin în seara aceasta la sediul Radio Links ca să recunosc, în primul rând să o cunosc pe Mirela. Încântată mă bucur, Mirela. Și în al doilea rând să o revăd pe Roxana, în care bine, a și venit cu vești proaspete, după cum deja v-a zis, se întâmplă chestii. Exact. Un rebranding din Best Web Image în Creative. Felicitări și la mulți ani. Dacă ai ști de când îl planificăm. Da? E, uite, iată nici că acum nu este. Nici acum nu e site-ul gata, da. Dar va fi site-ul gata, nu știu, în curând. E aproape gata, dar nu e bun de lansat încă. Păi așteptăm atunci noutățile. Adică pe Creative acum e un landing page care nu zice aproape nimic și te trimite pe site-ul vechi. Cam asta e ideea. Bun, păi așteptăm noua formă ca să fie rebranding-ul complet în cele din urmă. Ceea ce deja știu cu siguranță participanții la Superblog care ne și ascultă acum este că voi ne sunteți parteneri media ai competiției. Mulțumim încă o dată pentru sprijin. Plăcere. Și sunteți încă niște parteneri foarte activi pentru că ne-ați recomandat spre bucuria noastră mai multor clienți de-ai voștri cu care colaborați în proiectele voastre și bineînțeles ne-am bucurat să cu drag. Îi cunoaștem și noi, să vă cunoaștem și pe voi mai bine, să vă cunoască și superbloggerii. Noi am recomandat la mai mulți de atât, dar atâta s-a concretizat. E bun, oricum apreciem suportul și ca să o luăm așa pe rând de undeva, hai să intrăm în miezul problemei cu un subiect care mai mult ca sigur îi atrage pe foarte mulți bloggeri și anume programul vostru Blog Support, în care deja o parte dintre superblogeri sunt implicați. Cum v-a venit ideea? De unde a început totul? Cum se desfășoară? Hai să le dăm mai multe detalii celor care nu știu încă. Ideea a început la Roxana, despre începutul ea poate să vorbească. Da. Păi, a fost un experiment mai mult. Adică partenerul meu, Alexandru, pe care tu știi, am fost la gala anul trecut cu el. La Straja, da. La Straja, da. S-a gândit că avem următoarea situație în online, foarte mulți blogger pe care i-am întâlnit au diverse probleme cu blogul pentru că se încăpățânează să-și facă toate chestiile singuri sau pentru că n-au finanțe sau pentru că mai fac o prostie pe blog și strică pe acolo, dispar plugin-ul, dispar. A, mi se întâmplă și mie. Și am ajutat... După care țip. Da, și am ajutat câțiva prieteni, știi? Da. Și am ajutat câțiva prieteni și ne-am gândit la un moment dat că pentru cei care ar fi interesați am putea să colaborăm noi să-i ajutăm pe ei pentru că asta facem în mod normal și pentru companii contra cost, că unele dintre serviciile pe care le facem sunt de mentenanță, sport tehnic și așa mai departe. Și poate să reușim și de la ei să facem un fel de barter. Noi îi ajutăm cu asta, ei să ne scrie niște articole, văd ce colega mai multe. Și am încercat chestia asta. Am avut chiar, sau avem situația unui blogger care la noi în program, sunt doar 10. Noi vrem să ajungem la 50, dar nu l-am mai promovat în ultima vreme, a rămas la 10. Dar când ați început? Că e... Noi l-am lansat anul trecut, dar n-am făcut aproape nimic, adică asta, în afară de câteva mail-uri pe care le-am dat. Este un proiect mic-tel, așa, da, la început de are loc de dezvoltare și... Cu siguranță cei 10 se vor transforma în multe alte 10. Da. Păi da, o să ne ocupăm mai mult de promovarea lui, deocamdată l-am lăsat să vedem cum trăiește el. Acum s-au întâmplat branding-uri și chestii care v-au solicitat din plin. Da, și chiar am avut o situație cu un tip care e în program, care și tot încerca să-și facă chestii singur și tot strica la un moment dat și când ajungea de nu mai putea să-l găsească nimic, ne dădea un telefon, băi știți, scuzați-mă, vă dragesc, da, nu mai găsesc nimic. Zic, măi, da, de-aia avem colaborarea. Hai să ne zici de la început ce vrei să faci, că noi probabil facem 10 minute și scăpăm de tot stresul ăsta. Da, adevărat că de multe ori este mult mai greu să repari da, ceea ce ai stricat. Decât să faci o chestie de la ideea cuiva, bă, vreau să schimb asta, ok? Da. Da. Oricum, e o idee foarte binevenită, zic eu, și pentru blogeri care nu au nevoie și ei de suport tehnic. Sigur, unii poate în timp ajung să cunoască suficiente detalii tehnice cât să-și rezolve singurii normal unele probleme, dar cu siguranță și la început, aceștia. Da, cu siguranță la început sau dacă nu ești neapărat
da, foarte apropiate. Și poate sunt tehnică. Și foarte mulți care vor să se concentreze pe partea creativă și lor le place să scrie și ar vrea să aibă un blog și vor să aibă un blog, însă le este foarte greu să se descurce cu partea tehnică și ar vrea exact. Să o externalizeze. Da, adică noi putem să-i ajutăm și să-și instaleze, știi? Adică nu numai, nu e pentru blogări noi. Dar dacă vrei să schimbi, știi, schimbi tema, schimbi platforma, adică putem să te ajungi așa, nu mai e doar de... Mai plugin-uri, ai da. Activat ceva, se dezactivează altele. Exact. Faci un update la, acum, la noua versiune WordPress, să dispar trei chestii. Okay. Da, da, da. Da. Dar să zine tu cum funcționează exact proiectul. Așa, Mirela. Noi încă de la început am vrut să le oferim bloggerilor posibilitatea să se poată concentra pe ceea ce le place. Însă de multe ori trebuie să plătească pentru aceste servicii și noi am zis hai să facem un barter cu ei, să le oferim servicii tehnice pe servicii creative și poate găsim foarte mulți cărora să le surdă această idee și să intre în programul nostru. Și le oferim servicii de hosting, de suport tehnic și mentenanță. Aș zice chiar că mai important e suportul tehnic decât hostingul, că hostingul ți-l găsești pe toate drumurile, da, știi? Da, hostingul e așa, da, hostingul peste tot. Partea cu suportul tehnic, mai ales barter, eu cel puțin nu știu alte surse, așa că sunt convinsă mulți apreciază, da, mai ales cei mai creativi și mai puțin pricepuți la tehnică. Mulți ne-au spus că le place această idee și nu au mai auzit. Și în schimbul că este un barter, așa că și noi trebuie sigur. Să câștigăm ceva, da, din acest parteneriat. Da, este o colaborare avantajoasă. Da, așa, bineînțeles. Ei ne ajută să creăm content de calitate pe internet. Îi rugăm să scrie niște articole în care să-și exprime părerile lor personale, clare, adevărate, astfel încât atunci când altă persoană se confruntă cu un adevăr care s-a confruntat și bloggerul, să poată să găsească acea e cumva problemă cam cum faceți voi la Superblog, dar mult mai răsfirat în timp, știi? Da. Așa. Adică noi nu facem campanii de genul vostru. Dar noi sunt a la lung. Așa, noi suntem mai răi, da. Dacă au două articole, limita e, noi oferim toate serviciile astea din pachet, contra două articole pe lună, pe diverse teme. Dar în ultimele două luni, de exemplu, nu le-am mai cerut nimic, că n-am mai avut nevoie de nimic. Conținut generat, adică au stat în vacanță, cum ar veni din punctul meu de vedere, dar noi am avut grijă de site-uri, de blogurile lor. Adică mi se pare și de articole nu foarte sofisticate și complicate, trebuie doar să scrie părerile lor pe diverse subiecte, evident cu link-uri către pentru cine scriu. Da, da, păi sigur că... Na. Trebuie să conducă spre sursă, că doar acolo este informația. Și ne puteți da un astfel de exemplu, de temă, de exemplu, se referă la programul în sine, la blog support? Nu, se referă la sunt super variate. Poate să fie, am avut de la și vacanțe, și pe partea de health, de sănătate, și pe legal am avut un subiect la un moment dat, pe multe. Cel mai challenging a fost o chestie de afișaje cu LED-uri și chestii de-astea mai tehnice, unde eu... Dar teoretic, să zicem, ar putea orice blogger să, dacă da, poate să ambaleze documentare prealabilă, să se încumete la un astfel de articol. Și asta ține fără de creativitatea lor. Și poate să-și expună și părerea pur și simplu despre subiect, nu neapărat documentată, știi? Adică nu e... Nu folosim conținutul mai departe ca să scoatem noi white paper-uri sau chestii, știi? E vorba de a afla percepția uneori percepția lor pe diverse teme. Îi mai rugăm și să ne ajute când avem vreo... Mai scriu și pentru noi odată la X timp, că am un anunț, că... Dar rar. Iată, o colaborare între Best Web Image, viitorul creativ, deja actualul creativ. Uite, vezi, am nevoie de timp să mă obișnuiesc. Deci, o colaborare între creativ și blogări. Sperăm să aibă rezultate din ce în ce mai numeroase. Dacă tot s-a spart gheața, să evolueze în cea mai bună direcție. Sperăm și noi, mai sus, obligatoriu. Mulțumim. Și acum revenim la Superblog. Ce v-a venit, ca să zic așa, să participați și voi la acest proiect? Că noi ne-am... Indirect, așa, noi doar v-am recomandat. Da, indirect, dar oricum se simte sau semi-direct, vostru, că suntem implicați în anumite procese din spate. Da, da, da. Cu clienții noștri. Exact,
prin simplul fapt că le recomandați clienților voștri și mai mult de atât le explicați un pic despre ce este vorba, eu zic că deja sunteți implicați direct. Bun, am înțeles. Facem vânzări pentru... Așa, da, clar. Da, măi, eu am auzit de voi de la un prieten de pe Facebook. Nu știu dacă să-i zic numele, Răzvan. Facebook-ul ăsta. Așa? Și m-am gândit că o idee foarte bună pentru companiile cu care lucram eu pentru optimizare și diverse alte campanii, din mai multe motive, să participe la Superblog. În primul rând, pentru că fiind un volum atât de mare de articole generate într-un tip rezonabil, nu trebuie să aștepți 100 de ani ca să le primești, sunt câteva săptămâni, mă rog, e 10 sau o săptămână cât e tema, da? Da. Poți să afli fresh, la nivel de masă, ideea oamenilor despre tine. Adică, da, sau despre produsul tău. O sursă clară de feedback. Da. Așa. Și pe lângă avantajele care sunt evidente, că apar pe blog, ai branding, că primești link-uri către site-ul tău, că e ideea aia de conținut fresh și poți să afli părerea neîngrădită, bine, în afară să nu te înjure, na. Dar părerea sinceră despre serviciul tău sau despre ce oferi. Mm-hmm. Și asta mi se pare o chestie pe care nu poți să, adică greu poți să afli, cu ocazia asta că și cititorii bloggerilor poate să spună părerea în comentarii la ei pe blog și atunci paleta de oameni care poate să fere feedback mai mare. Se alergește, da. Da. Spre exemplu, cum sunt cei de la Vacanțe Speciale cu care colaborăm, ei prezintă acolo anumite pachete și poate să afle, poate unul dintre ele e mult mai dorit decât altul sau și atunci să vadă că sau acum cum au cu destinații sau nu știu ce au acum la temă, în fine. Poate să vadă, poate că ar trebui să concentreze pe o chestie și nu pe altă chestie și asta e priceless. Ei sunt foarte încântați oricum de feedback-ul primit. Da, am văzut, sunt implicați așa cu tot sufletul și bineînțeles ne-am bucurat să vedem deja la treia participare. Și a ajutat foarte mult și cu revelioanele atunci când au avut anul trecut și cu i-a ajutat foarte mult. Ne bucurăm să aflăm acest lucru. Oricum au făcut o echipă bună și cu superbloggerii, s-a văzut acest fapt, au apreciat temele lor, au răspuns cu entuziasm. Dacă nu mă înșel, tu ai citit articolele respective ca să vezi cum... Eu nu sunt implicat în procesele de jurizare. Tu nu în jurizare, dar pe lângă, așa, ca să vezi ce efecte au avut. Da. Da, le-am văzut, am trecut prin fiecare dintre ele. Nu au fost decât, nu știu, în total câteva sute sau cam așa. Păi da, aproape 200 cred în cele două ediții adunate sau peste, nici nu mai știu. Mi-au mâncat mult timp. Da, e vorba aia, cum era, ce-și face omul cu mâna lui. Da. Da. Da, a fost, mi s-a părut foarte mișto să mă uit să văd ce scriu oamenii, adică e chiar... Impresii la cald, da. Oricum, a început deja și nebunia de toamna aceasta, am dat primele probe. Am văzut asta cu primele note, cu vânătorii. O să crească adrenalina pentru toți acolo. Bineînțeles, deja abia așteptăm să anunțăm și proba pentru Vacanțe Speciale. Mai avem și un nou sponsor surpriză tot la recomandarea voastră, la prima participare. Să dezvăluim, să nu dezvăluim? Nu dezvăluim. Încă nu, nu? Să mai ținem un pic suspansul. Da. Bun. Da, deci mi se pare foarte, foarte tare ce faceți și de-aia îmi doresc și să vă susțin, să vă ajut să fie cât mai multe companii, că le ajută pe bune, nu doar. Da, în timp noi am încercat să creștem varietatea sponsorilor și în felul ăsta au fost și temele mai variate și premiile mai variate și bloggerii cu bloguri mai variate. Luăm o scurtă pauză și revenim. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul cristalin. 021-351-4255. Izvorul cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Am revenit alături de Roxana Olaru și Mirela Niculescu de la
fostul best web image, actualul creativ. Așa. Tot să-i spui Mirela Nicola, că îi place mai mult. Ea are foarte multe prenume și îi place ăsta, Nicola. Da, și mi-am ales astea ca nume de scenă. Da, ca nume de scenă. Nume de scenă. Bun, deci Mirela Nicola și Roxana. Revenind la subiectul Superblog, fiindcă deja îl cunoașteți de 3 ediții, da. Ce recomandări ai avea să le faci blogărilor participanți? Fiindcă le-ai și citit articolele, ai și perspectiva sponsorilor pe de cealaltă parte, așa că iată, ești un bun mediator, și cunoști pe unii dintre ei, fiindcă ați avut ocazia să colaborați, ne-am și văzut offline la diverse evenimente. Crezi că ar fi unele aspecte de care ar fi bine să țină cont? Păi ar trebui să țină în cont, în primul rând, de cerințele temei. Da. Pe fiecare sponsor cu cerințele lui. Dar cel mai important, mi se pare să scrie cum aș scrie un articol normal, așa să scrie și articolul ăsta, adică în același stil, că până la urmă e pentru cititorii blogului lor, chiar dacă sunt într-o competiție. Sigur. Adică să fie... să fie părerile lor sincere, să fie autentici. Să fie autentici, exact, dacă nu găseam cuvântul potrivit. Și să... Na, bun, încerc să prezinți, până la urmă, fiind o competiție, prezinți și pe sponsor într-o lumină bună și îl promovezi pe el, dar mi se pare că accentul nu e neapărat 100% pe comercial, să sune fals, știi? Mai uite și pe asta, mai scris un articol pentru cineva, ci să scrie părerile lor, sunt foarte utile pentru sponsori. Asta ar fi recomandarea mea. Bun, da, în principiu sunt subiecte pe care, mă rog, nu sunt atât de controversate încât să zici că nu poți să ai nicio legătură cu subiectul respectiv și că ar trebui să pozezi în ceva. Păi, cel puțin, uite, în cazul vacanțe, într-un fel sau altul. Acolo aș poza eu pe insulă. Oricine. Vin și eu. Da. Așa. Oricine ar avea o anumită percepție despre orice tip de vacanță, oriunde ar fi ea, adică există un spectru atât de larg de variante încât e imposibil să nu ai o părere cu care să rezonezi și pe care să o poți exprima clar într-un articol și să fie și autentic. Da, bine, și mi s-ar mai părea interesant oricum să se documenteze puțin despre ce scriu, știi? Adică să nu facă un articol gol. Scrii 400 de cuvinte, dar de fapt nu spui nimic, știi? Da, circula zilele trecute, nu știu dacă ați văzut pe Facebook, o lucrare de control foarte originală pe tema compunere de o pagină. Și începea, nu? Calul intră în pădure. Tâgâdâm, 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 tâgâdâm. Și a ținut-o în tâgâdâm toată pagina. Cam așa și nici. Da, adică... Și calul iese din pădure. Da. Avea și încheiere. Avea și încheiere. Avea și încheiere. Bineînțeles. Eu nu se apărăm cu astea, frate. Nu. Descriere. Da, și eu tot de la Superblogger am aflat-o. Da, adică asta, să zică ceva concret, dacă tot investești câteva ore din viață scriind articolul respectiv, măcar să spui ceva. Asta da, recomand. Corect. Să aibă utilitate până la urmă și pentru cititorilor. Da. Ce să aibă și curaj, cred că ar trebui să aibă și curaj. Da, să nu încerce să scrie un articol ca toți ceilalți. Cred că și da, asta... Da, era cineva între cu care a scris în versuri, parcă, sau... A, da, mai avem genii creative și... Și mai e domnul natural ca aloe vera, pe care îl iubesc, care scrie despre aloe vera tot timpul, în orice fel poate să integreze aloe vera în orice. Cred că și despre pantofi poate să scrie cu aloe vera. El este foarte fresh, pun pariu că da, da. Despre orice. Da, da, într-adevăr. E natural ca aloe vera atunci. Atunci să-l uite că-l cunosc, știi, să-l rugăm să ne scriești despre noi un articol cu aloe vera și îi duc o aloe vera. Da, pun pariu că reușește, nu? Bun, deci să fie autentici, să aibă curaj, să se diferențieze de ceilalți. În cazul Superblog, provocarea este că, având aceeași temă în același timp de abordat, de foarte multe ori ajung să se citească între ei după ce s-au scris articolele respective. Sigur, se mai și urmăresc și pe parcurs, dar fiind atât de mulți participanți, iată, s-au înscris undeva peste 200 de bloguri în ediția asta. Wow! Da. Cred că sunt cei mai mulți, nu? Și anul trecut tot cam așa au fost. Bine, sigur, unii se mai pierd pe parcurs, unii încă nu știu prea bine despre ce este vorba. Da. Așa, la prima probă au fost undeva peste 160 de articole și văd că mai sosesc întârziați. Așa, sper să știi de regulă cu penalizarea pentru întârziere. Cred că știu. Da. Nu? Sau o să afle foarte curând, da.
Și asta ar fi provocarea, că nu întotdeauna au ocazia să se urmărească la momentul respectiv. Dar idei sunt, slavă Domnului, și nu m-ar mira să vedem câte articole, tot atâtea idei. Păi da. Bine, așa, cel mai tare, ideal. Cel mai tare, exact, mi s-ar părea să fie doi care sunt prieteni și care scriu similar, să fie atât de similar ca oameni că sunt prieteni și încă să gândească la... Da, s-a întâmplat asta. Am avut o suspiciune de plagiat, să zicem așa, anul trecut, dar cu niciunul dintre bloggerii participanți nu era genul care să copieze. În general aveau articole originale și... Am făcut un exercițiu și, mă rog, persoana care suspecta un alt participant de plagiat, când m-a anunțat de situația asta, am zis, uite, hai să facem un exercițiu, încearcă să amâni înregistrarea articolului respectiv, tocmai ca să vedem ce se întâmplă. Că spune, domnule, mă copiază în mod sistematic, nu se poate așa ceva. Adică nu copiat literalmente, da, ci ideea. Da. Trebuia să le faci cunoștințe, asta urma să fie cei mai buni prieteni. Se cunoșteau, erau prieteni chiar, dacă nu mă înșel. Și de data asta a fost înregistrarea inversă, cu aceeași idee, desigur. A, pe bune? Da, deci de așadar... Mai multe la rând? Da, da, da. Ce da. Tare. Telepatie... Și așa ne-am convins că era, de fapt, o coincidență și nu era motiv de... Să-și facă blog comun. Da, sau... Da, putea să-și facă un blog comun. Nici nu s-ar simți cine ar scrie, nu? Da. În cazul vostru, până la urmă, ce ar trebui să facă concret un blogger ca să se înscrie în programul vostru de blog support? Sună la... Mirela Nicola și la Roxana? Nu. Care e procedura la Roxana? La... Așa. Nu, trebuie să intre pe blog support și să ne trimită blogsupport.ro. blogsupport.ro, nu contează cu câte litere duble. Un P sau doi P duce tot acolo, să știți. E același lucru. Și să ne trimită un formular. Nu toți bloggerii intră în programul nostru, este o selecție inițială, pe lângă stil și creativitate și să nu fie plagiatori, mă rog. Asta este sineînțeles, da, exact, da. Asta e evident. După o selecție în funcție de stil urmează și o selecție tehnică. Trebuie să aibă blogul de cel puțin 3 luni, să scrie în limba română în mod regulat, cam o dată pe săptămână ar fi bine. Da, ideea ar fi, știi de ce e asta cu, sau cât mai des scriu ei, ca să nu aibă pe blog doar articolele pe care dau eu să le scriu, da, știi? Da, exact. Be like, îmi fac eu un blog așa și le scriu, știi? Da, sigur. Că probabil nici nu ar exista o audiență, da, fidelă, deci ar fi, da, ar fi degeaba le martire. Ar fi deloc credibil. Exact. Ar fi de preferat să fie pe WordPress. De asta cu tehnicul e mai simplu, cu hostingul, da, pe WordPress, să ai personalizat, da, să ai... Ce cu Blogspot? Colegii de la mentenanță... Păi nu știu, cred că au introdus și ăștia de la Blogspot acum să ai hosting cu domeniul tău și cu treaba ta, dar până acum am lucrat noi mai mult pe WordPress, dar să vină pe cineva și lucrăm împreună, vedem. Găsim și cu Blogspot. Soluții se găsesc. Bun. Și cam atât. Și să nu fie de nișă, în principiu, că dacă noi, da, scriem despre de toate, nu prea poți să integrezi pe un dacă site de... Dacă e un loc culinar... Iarăși, da, strică credibilitatea ei. Da, da. Cam astea, da, în principiu. Și cam asta. Și ne trimit formularul. Și ne trimit formularul și noi... Deci tot o încele cu formularul. Deci puteți să trimiteți formularul fix acum, în momentul ăsta. Și acum o să cadă în site-ul de la câte formulare vin. Nu cade, măi, dar noi nu facem asta cu hosting. Ce facem? Se vede bine și de pe mobil site-ul, l-am testat, ca să poată să se uite acum la emisiune și... Mm-hmm. Bun, deci pe telefoane, da? Înainte. Da. Sau și pe tablete. Așa, fiindcă ai și experiența, nu, a sponsorilor, colaborând cu ei în mod frecvent, poate ai niște recomandări și pentru ceilalți sponsori care nu au norocul să colaboreze cu voi. În ceea ce privește evaluarea articolelor, formularea cerințelor... Eu la formularea cerințelor sunt... Hai să începem cu formularea cerințelor. Formularea. Că așa, de fapt asta e... De acolo asta i-am și ajutat, nu? Foarte mult pe cei cu care am lucrat până acum. Da. În primul rând, cerințele de creativitate, astfel încât să încerce sponsorii. Știu că e o chestie plătită unde vor să se promoveze, dar le recomand călduros să fie generoși în subiect, să nu fie foarte promoționali. Pentru că blogării oricum scriu despre ei, că that's why they're there, știi? Mm-hmm. Dar să lase loc la creativitate foarte mult. Adică să pună o temă generoasă ca și subiect. Iar tehnic, toate. Să citească ghidul ăla al vostru pe care mi l-ai dat și mie cu SEO. Așa.
Da, am făcut noi un ghid care, uite, un ghid nu știam bun. Că o să devină atât de celebru la radio. Da. E complicat din punct de vedere tehnic, trebuie să aibă grijă să colaboreze cu cineva care știe. În ce sens? Un volum mare de articole într-un timp atât de scurt, dacă nu e gândit bine din punct de vedere tehnic, pe câte linkuri, unde, cum se trimit linkurile către site și care împărțirea lor, pe cuvinte cheie sau nu, poate să o dea în bară, adică recomandare să se gândească un pic, ori lasă bloggerul pur și simplu la alegerea lui să pună ce link-uri vrea sau dacă vrea sau unde și asta e foarte ok, că e și mai natural, ori dacă ține sponsorul neapărat să se publice link-uri către site-ul lui, să le lase diverse, nu neapărat pe un singur cuvânt sau nu neapărat pe cuvânt, poate să fie și link pur și simplu sau pe nume de brand sau să lase, iarăși, să lase mai diversitate multă, multă că sunt poți să primești, uite, 180 de articole într-o săptămână. Au fost și 200. 200. Că... Deci să pară cât mai natural, înseamnă să nu impui chestii tehnice sau dacă pui foarte vag. Bun. Ce asta se poate întâmpla dacă nu respecti astfel de reguli, să zicem, pentru că voi lucrați în domeniu și știți? Să e dubios. Acum, în România, vorba cu Google-ul care e mare la toți știutori, se supără pe tine... Deci circulă foarte multe mituri. Foarte rar am văzut. Deci eu știu scheme de link-uri și chestii care funcționează și n-au nimic, dar ne așteptăm în timp să fie penalizate. Dacă vine un volum foarte mare de articole în timp foarte scurt și toate sunt pe un cuvânt, toate link-urile din ele sunt pe același cuvânt care duce pe aceeași pagină sau... Poți să fii penalizat, that's simple. Mm-hmm. Pe pagina respectivă sau tot site-ul sau... Da, depinde. Cum, sau cum vrea Google, nu? Că... Sau cum vrea Google. Acum... Ți-am zis, nu e, poți să nu fii penalizat, da? De ce să take that chance? Mai bine gândești de la început tema cum trebuie, ca să nu ai probleme. De-aia te înscrii ca să fie 100% beneficii, știi? Da. Plus care și același efect. Acum îmi imaginez, probabil, dacă ar fi aici un super blogger, în momentul ăsta ar întreba ce riscuri există, dacă există, pentru blogurile lor, atunci când introduc link-uri. Aici e discutabil. În principiu e invers. Dacă, virgulă, către site-ul tău vine link de pe un site penalizat, ai probleme. Dacă tu pui link către un site care pățește ceva, nu ai foarte multe chestii de pierdut. Deci nu cred că li se poate întâmpla nimic. Da, noi am auzit până acum, mă rog, din experiența noastră de 8 ediții acum... Mai mulți blogări au declarat că în urma participării, deși au introdus, evident, numeroase link-uri, cel puțin unul la fiecare probă, au declarat că le-a crescut page rank-ul și că asta le-a generat asta e posibil, un trafic. Probabil, da, odată pentru că au început să se... Pozitiv, da, credeam că mă întreb negativ. Pozitiv se pot întâmpla multe. Păi nu, e și pozitiv și negativ. Ambele. Păi cred că le-a crescut traficul pentru că e foarte simplu, da, apar la voi acolo în lista de bloguri da, participanți, și noi da? Avem și voi aveți audiție huge, un la mână. După aia se pot discuta între ei, se citesc între ei și atunci crește traficul și așa, din alte interacțiuni cu alți blogări. Și pentru că tu interacționezi cu alți 100 de blogări, blogării aia mai știau încă 100 de blogări la rândul lor și un efect de cascadă. Și tot așa. Și am încercat, poți să pățești foarte multe chestii bune, da. Apropo de page rank, că, mă rog, când crește și când se mai rank-ul... supără Google, mai schimbă nu știu ce, iar o luăm de la capăt și page tot așa. Practic, dar uite că totuși se menține, adică sunt persoane care își lansaseră de scurt timp blogul, s-au înscris în Superblog pentru că la noi e bine venit oricine. Da. E foarte ușor să intri, mai greu să ieși. Așa. Și iată, totuși, după participări, s-a menținut acel page rank. Da, da, se menține o persoană odată... că a ajuns, nu știu, de la 0 la 3 într-un timp relativ scurt, după, nu știu, două ediții. Page rank-ul e un indicator a câte link-uri trimit către site-ul tău, practic. Mm-hmm. Bun, noi trimitem unul, să zicem așa. Ba nu, trimiteți o grămadă, că și unii sponsori da, trimit după aia link-urile și comentarii și pe Facebook că dai share și sunt mult mai multe, nu e doar ăla. Da, 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 sigur. Sigur. Oricum, într-adevăr, se creează... Se mai leagă o prietenie. Se mai leagă mai multe prietenii, da. Deci, da, deci pozitiv ai mai de câștigat ca și blogger, nu mi se pare. Ata doar să te ții descris, să nu ți se facă lene la un moment dat. Da, e și bine, dacă vrei să... timpul un factor,
nici nu e chiar simplu pentru oricine. Cred. Să participe la undeva 25-30 de probe în funcție de ediție. Cred. Să fie tot timpul creativ pe teme diverse. Știu că e greu să scrii pe blog. Noi ne zbatem cu problema asta la blogul companiei. Și voi? Mai de mine. Atâta că n-am pus impuneri sau ceva, dar în rest e cu rugăciuni. Hai, te rog, scrie azi. Și tu ai știi mai bine. Trei săptămâni am programat un articol pe care trebuie să-l scrii. Crezi că îl pot scrie? Iupi! Și răspunsul ăla de programator, frate. Cu o zi înainte. Frate, nu știu. Băi, nu știu, n-am timp. Noi nu suntem descrisul cu asta. Da. Deci știu că e greu. Mai și job, mai și... Da, mai ai și o viață offline. Mai ai și o viață, da. Tot omul, mai ești sigur. La o întâlnire cu blogger offline. Da, e obligatoriu tot cu blogger. Da. Ce mai puneți voi la cale pentru viitor, mă rog, pe lângă site-ul despre care am aflat că se va lansa foarte curând și postul de peste 3 săptămâni pe blog? Așa am fost. Să sperăm. Băi, multe. Multe, punem, așa? Îmi făcusem, vreau să mai completez două chestii pe listă, dar las că le zi încep că le ca să nu le uit. Așa. În primul rând, noi lucrăm la Connect Hub, care e în piața Spaniei, adică aproape aici, am ajuns repede. Și au deschis un program care se cheamă Startup Support, prin care eu, de exemplu, miercurea de la 2 la 4, ofer 430 de minute de consultanță gratuită pentru promovare online și web development sau web design. Pe principiu ai o idee sau ai deja o afacere sau un site și vrei să vorbești cu cineva de specialitate, să mă numesc, care să-ți dea câteva idei despre ce poți să faci, dacă nu vrei să te duci din start să dai banii pe ceva sau dacă vrei să afli, nu știu, ai niște întrebări, ai o părere sau ai o idee sau tu vrei să faci așa, vezi să vezi dacă e bine, dacă nu e bine. Și deci în fiecare miercuri de la 2 la 4 mă găsiți la Connect Hub. Unde să faceți coadă? Da, e, facem noi luni dimineața cât un eveniment de fiecare dată pentru cei 4 din săptămâna respectivă. Îl dau eu cu share, e pe pagina Connect Hub, se înscrie lumea printr-un formular. A, un eveniment pe Facebook, da. Un eveniment pe Facebook, da, da, un event, da, așa. Și acolo se poate înscrie lumea pentru săptămâna respectivă sau următoare, că e un formular de completat. Și foarte multe idei tari. Doar două întâlniri am avut, doar două săptămâni. Asta vreau să te întreb. Foarte multe idei și mechere. 8 persoane au fost până acum, că numai 8 spații au fost, dar foarte tari. Deci ocupare maximă, da? 100%. Și partea frumoasă este că nu sunt numai eu, adică în fiecare zi sunt diversi oameni în diverse domenii. Spre exemplu, astăzi, cred că joia, e un avocat care poate să te ajute cu informații legale. Lunea e un băiat pe business development sau ceva care poate să-ți dea idei despre cum să-ți deschizi business-ul efectiv. Eu sunt cu online-ul și... Foarte interesant. E bine de știut pentru antreprenori sau știu și eu... A venit o fată acum care vrea să-și deschidă un blog. Și am discutat un pic despre ce înseamnă asta și cum să fac asta. Iată. Bine. Și mai vrea? Deci, s-a speriat? Vrea, da. Bun. Nu, vrea în continuare. Da. Deci se întâmplă Connect Hub în fiecare miercuri. Da. Da. Startup Support e programul Connect Hub, aici acolo ne găsiți. Se întâmplă că vă invit să ne recomandați, avem două posturi disponibile, angajăm trei posturi disponibile. Asta. Angajăm doi programatori și un web designer, adică un designer dat de web. Un programator e PHP, un junior și un mid-level. Sau doi mid-level. Să fie programatori, asta e ideea. Deci avem două posturi disponibile, le găsiți la noi pe site, pe... intrați pe creativ.ro, vă duce pe bestevinci.ro, la despre noi sunt trei joburi acolo postate. Și da, vă așteptăm, sau dacă știți persoane care își caută cu accent pe programator, dar și design avem nevoie, adică nu doar programare. Și ar fi orice recomandare, orice recomandare este binevenită. Păi uite, am dat de veste. Sunt convinsă că au bloggerii niște colegi care știu pe cineva. Întotdeauna care... fiecare are un coleg, un prieten, nu, mai ales... Una calculatoare, da, care instalează Windows-ul. Nu, mai ales în contextul ăsta al pieței, mă rog, foarte mulți își tot caută de muncă, așa că poate să fie binevenit. Da, deci asta... Asta înseamnă am dat anunț oficial de-abia ieri. Deci, fresh, vestea.
Da. Foarte bine. Și rest, noi tot facem proiecte, vrem să... Noi avem portal de fotografie pe care, dacă sunteți blogger și vă place fotografia, vă invit să aruncați o privire, se cheamă comunitatefoto.ro, dar am văzut că dacă dai search pe Google comunitate, găsești site-ul nostru, comunitate foto, așa, nu știu, al doilea, al treilea, și dacă dai foto, apare și el, deci n-am făcut SEO pentru el, da, dar... 5 ani de când e. Dar s-a contaminat singur, cumva. Da, așa. Și lucrăm de mult timp la refacerea lui și sper ca până la finalul anului, adică e gata designul, e implementat designul, mai trebuie partea de programare. De unde și nevoia să căutăm programator? Și postul de blog. Da. Da, exact. Și o să relansăm și o să transformăm comunitatea în ceva mai activă decât acum. Sunt 6.000 de fotografi, adică cine e amator de fotografie, vă invit. Și ce se întâmplă acolo concret? Da, intră fotografii. E o platformă social media, așa cumva. Da, intri, pentru fotografi. Pentru fotografi, da. Intri, îți faci cont, practic dacă nu ești fotograf, n-ai ce să faci pe platformă, că contul funcționează pe principiul abladez fotografii. Ele intră într-un sistem de screening acum, nu sunt direct vizibile pe site, pe principiul să nu punem poză pisica de la țară sau... Știi? Să punem niște fotografii artistice, concentrația e pe artistic. Și în sistemul ăsta de screening, cine are deja 5 fotografii vizibile pe site, poate să voteze. Cine nu, așteaptă să aibă 5 fotografii vizibile pe site. 5 fotografii deja aprobate. Deja aprobate, da. Și se votează între ei, practic. E cumva anonim și votul și fotograful. Am șters chiar și numele din comentarii, știi, era anonim, nu vedeai cine, dar aș dea un comentariu acolo, mulțumesc. Și se vedea brusc numele lui, dar l-am șters și pe ăla. Ideea ar fi să încurajăm calitatea și își votează fotografiile unul altuia, când trec de un anumit prag devine fotografia vizibilă pe site. Dar sunt pentru... fotografii amatori sau doar profesioniști? Amatori, sau care în principiu. Sunt... Platforma e pentru perioada aia în care te-ai apucat de fotografie și îți place și până să treci la profesioniști. În general, fotografii profesioniști nu mai stau pe platforme. Păi știu că avem și noi printre blogării mai mulți fotografii pasionați. Poți să înveți. E chiar amatori, nu neapărat. Da, este o platformă foarte bună de învățat, pentru că ei își dau sfaturi unii altora. Da. Chiar sunt niște comentarii foarte tehnice și vorbesc de lumină și de expunere și uite, dacă ai făcut mai așa, ar fi și mult mai bine. Da. Și... În noua platformă o să punem un sistem prin care să poți să-ți abladezi fotografia modificată la feedback-ul primit. Știi, deocamdată nu e, dar poți să abladezi alta. Adică aceeași fotografie modificată și că se modifică fotografiile. Nu? Da, da. Da. Și în fine, până acum aveam până acum ceva timp și concursuri, o să le reluăm acolo pe ea după ce o relansăm. Concursuri lunare sau o dată la 2 săptămâni, expoziții. Am avut o expoziție la Unirii la metrou, ceea ce mi s-a părut foarte tare. Dani s-au și furat 2 fotografii, ce înseamnă că au fost un super succes. Nu, eu mă bucur că gen le-au luat. Căutate fotografiile. Le-au luat tematic. Gen, din 35 de fotografii erau 2 care erau negru cu galben și le-au luat doar pe alea 2 negru cu galben. Și le-au luat ca să-și le pună undeva. Ceea ce m-a bucurat foarte mult. Avea cel puțin, chiar furat. Și le-am zis fotografiilor la final, că unora le-am dat fotografiile înapoi, care le-au vrut. Și era un domn care vrea fotografia și fix aia lui fusese furată. Și zic, domnul, nu mai avem fotografia. Acum, dar... vestea bună e că vestea a fost apreciată, e, da? Vestea proastă e că a furat-o. Da. Și am avut mai multe expoziții, așa, și la Cluj, și la Timișoara, și în București. O să reluăm foarte o serie drăguț de activități mai intens, cu mai multe chestii drăguțe. Și să facem și un magazin de vândut fotografii cu ocazia asta. Tot da, de... păi poate chiar ar fi nevoie. Nu? Pe de o parte sunt fotografii, dar pe de altă parte, cu siguranță, întotdeauna sunt și oameni care au nevoie de poze da frumoase, poze calitative. Fotografii pentru... nu zice poze, că-i ataci la... Scuzați, te fotografii. Rog, sunt fotografii. Așa. Deci, într-un astfel de loc am putea găsi fotografii artistice da pe care le-am putea folosi nu, într-o multitudine tablouri de proiecte. În casă, da, exact, sau... E mai mult accent pe artistic și nu e pe stock. Adică nu vreau să transform un proiect într-un ăsta de stock downloads și că nu e ideea omul să facă ce simte prin arta respectivă. Și avem câțiva blogări... fotografo-blogări care ne susțin, au pus cât un widget, le mulțumim. Nu știu dacă sunt prin program pe la voi, că în general blogurile de fotografie sunt axate pe foto și nu prea scriu. Exact, exact. Nu prea generează conținut text, doar foto. Știi? Da. E sigur, au o altă metodă de a se exprima. Da. Ar fi tare să participe, uite, un super blogger fotograf și să ilustreze subiectele prin fotografie. Ocazional am avut cerințe de a se exprima prin fotografie, fotografie însoțită de text. Mm-hmm.
dar a primat fotografia, n-ar fi o idee rea să reluăm conceptul. N-ar fi tare să vezi perspectiva omului din vizuală, știi? Nu text. Da, e, și acolo unde nu mai ai de contorizat link-uri și cuvinte cheie și așa mai, să fie și mai frumos la jurizat. Bine, o să fie complicat la jurizat, compar mere cu pere, da, că scrisul și cu fotografia, cum le compari? Dar interesant. Așa. Greu, greu. Și tare aș vrea să văd brief-ul atunci cu cerințele. Chiar și fotografiile între ele, cum le compari. Da, sunt și viziuni diferite. True. Și asta. Dar ar fi tare, cum a scris unul rime atunci. Pe sistem de vot, nu? Da. Poate. La fel de ușor cum să compari Picasso cu Degas. Oricum. Da, deci cam asta facem. Noi mai aveam o chestie, dar am uitat-o, nu știu. Aveam sigur ceva și mi-am vrut să-mi citesc la capitolul noutăți. Dar, în rest, sperăm să aducem mai multe companii în Superblog. Și am început să mă specializez în creat brief-uri de... E, uite, vezi, face parte din fișa postului. Da, unora nici nu le mai zic că aveți de creat un brief, le zic direct. Dați-mi temă ca să creăm brief-ul, că... Da, uneori poate să fie o provocare. Noi de altfel purtăm un dialog constant cu... Și îți mulțumesc că ne ajuți tot timpul cu informații și cu păreri. Nu știu cu... cât v-a ajuns sau mai mult. Exprim opinia și știu și eu posibilele întrebări care ar putea apărea, pentru că deja în 8 ediții am văzut multe întrebări și câteodată îmi vin în minte automat. E, până la urmă, e un lucru bun să colaborăm în stabilirea unui brief cât mai exact, da, pentru că putem să evităm în felul ăsta foarte multe ambiguități, să anticipăm nelămuriri, știu și eu, probleme în interpretarea cerințelor și oricum e muncă de echipă. Oamenii sunt foarte pasionați, am văzut, când scriu și pentru ei contează. Da, ai văzut. Pentru ei contează, știi, orice chestie care se înțelege greșit sau, și atunci, ca să le eviți, trebuie să fii mai clar de la început. Da, și nu n-ar fi de dorit pentru nimeni să ajungem în punctul în care fiecare a înțeles altfel cerința, apoi este foarte greu să jurizezi, pentru că dacă nu, greșeala se datorează unei formulări defectuoase, este și mai complicat să jurizezi, cum spuneai, mere cu pere, dar cu o astfel de... Și cu piersici, la cu piersici. Ca să avem tot spectrul fructifer. Da. Bun, păi deja le-ai spus blogărilor ce au de făcut pentru Blog Support. Așteptăm și relansarea platformei de fotografii. Da, sperăm. Acum că am făcut 6 ani, am dus la școală, sper să se întâmple. La școală să fie altfel. Se întâmplă, se întâmplă. Da, cresc, bineînțeles, și așteptările, văd că se mulțesc și proiectele, de aici se vor genera o mulțime de alte lucruri, pentru că așa se întâmplă întotdeauna, de la o idee, când se concretizează, iată, într-o colaborare, știu și eu cum e la Connect Hub, Da. Apar și alte proiecte și din aproape în aproape. Oricum, pentru blogării care au o idee și vor să pornească un startup sau... noi am început la Connect Hub, ne uităm luni seara la niște videoclipuri făcute de Stanford University pe How to Start a Startup. Care vrea să vină, e binevenit, nu e cu bani sau ceva, ne uităm pur și simplu la filme, ele liber și pe net. Dar noi acolo ne uităm împreună mai mult și după aia comentăm care, ce idee a avut. Mai schimbăm opinii, foarte drăguț, mi se pare. Deci, când se întâmplă, hai să lunea de la 19, în fiecare seară, de la 7. Bun, deci la Conecta, atunci nu avem emisiune la Radio Links, așa că nu aveți nicio scuză să absentați. Dacă aveți idei și vreți să porniți, mi se pare o chestie bună, că așa pot să mă și eu acasă la filmul respectiv, dar mai afli o altă perspectivă. Da, oricum, dintr-un dialog, până la urmă, se poate crea un brainstorming și cine știe ce idei mai vin. Da, cam așa se întâmplă lucrurile în mod creativ, desigur, și în Superblog. De la o idee slash cerință se generează o mulțime de articole cu abordări foarte diferite. O să, așteptăm, o să vezi din nou. Exact. Noi, oricum, vreau să vă felicit, că mi se pare o muncă titanică pe care o depui tu în special și te felicit, ești eu un model. Sunt omul din față, așa, băgat întotdeauna pe scenă. Cred că e toată lumea implicată, normal. Și colegii mei din spate au rolul lor, nu vor ei să dea din coate, să nu mă eclipseze pe mine, dar
Da, mulțumim frumos. Da, ne încăpățânăm cumva tare de atâția ani să, mă rog, cu suișuri și coborâșurile inerente oricărui proiect longeviv, așa, da. Vrem să ducem standardul mai departe și să demonstrăm că până la urmă orice blogger, chiar și unul la început, ar putea să aibă posibilitatea de a se exprima în spațiul online, de a colabora cu, iată, cu branduri care îl ajută să își susțină blogul, să învețe lucruri noi sau acolo unde nu se pricepe și nu vrea să învețe sau nu poate, vrea să se concentreze pe altele. Exact, are unde să găsească ajutor, are cum să și facă prieteni, cunoștințe, să crească încet, încet, să se dezvolte ca blogger și nu numai, nu, și ca, și om, ca om, face parte și din dezvoltarea personală deja blogging-ul. Să ia contact cu branduri care cred în blogosferă și investesc în ea și până la urmă noi toți știm blogger care ajung. Da, noi cu chestia asta. Am văzut că au mai apărut multe idei asemănătoare în astea cu campanii în masă. Așa este. Dar mie a voastră mi se pare cea mai tare. Mulțumim. Că... mulțumim. Da, au apărut într-adevăr foarte multe, ceea ce nu ce poate... e bine, nu? Exact. Înseamnă nu poate că... decât să ne bucure că dacă este loc și este loc sub, în spațiul online pentru toți. Uh-huh. Până la urmă și bloggerii au mai multe variante, au mai multe opțiuni, exact. Pot să scrie în funcție de inspirație, în funcție de cerință, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Important este să-i ajute pe toți. Nu știu, eu vă recomand doar pe voi. Mulțumim. Mesaj promoțional. Da, a fost publicitate. Dar n-a fost, să știi, pe bune, nu. Deci chiar îmi place și formatul și ideea. Și faptul că e și limitată de timp, știi? A, da, nu vreau să aștept jurizarea, dar... I-am avertizat pe toți când se înscriu înainte pe clienții mei, vedeți că veți avea o săptămână în care veți dori să nu vă fi înscris. Da, și noi suntem foarte categorici, aproape că îi speriem pe bieții sponsori la prima participare. Atenție, sunteți siguri că vreți? Da. Le spunem că cea mai mare investiție... Subestimează, nu se gândesc cât durează să citești atâtea articole. Da. Nici eu n-am crezut că durează și eu nu le-am citit așa fully să le dau note. Doar m-am tu uitat prin ele. Tu nu le dai note, tu doar te-ai asigurat că și... respectă cerințele tehnice, da. Să ne zici tu cât a durat ultima. Am lăsat-o pe ea. Prima dată am făcut, dar doar 15 ore lejer. Da, și noi spunem la fel. Atenție, cel puțin 2 zile întregi de lucru. Puțin, da. Aveți grijă cum vi le programați. Da. Că dacă tu faci chestia asta, nu dai note la mișto. Că păcat de oamenii păcat care s-au chinuit să scrie. Nu, dar are un efect de bumerang. Și așa. Și e o pierdere pentru toată lumea. Până la urmă n-a avut sens implicarea în sine. Mm-hmm. Da. Decât să se lase cu efecte negative și cu o percepție proastă până la urmă, pentru mai ales în rândul celor care s-au implicat, direct, au dat da. Din energia, da. Din timpul lor ca să creeze, nu e bine pentru nimeni. Mm-hmm. Da, și noi adresăm același avertisment, mare atenție, timpul sună foarte bine când spui, o să aveți peste 100 de articole sau, mă rog, în jur de, depinde. Uite, la unii și aproape de... 200, da. Săraci de ei. Săraci de ei, da. Sună extraordinar, dar urmează și partea în care toate aceste articole trebuie citite cu atenție și acolo dacă oamenii au dedicat timpul să le scrie, nu only fair și normal să le acorzi respect și să le distribui să citești. Da, e o formă de respect și pentru blogării care au scris, dar și pentru brandul pe care îl reprezinți, pentru că cei pe care îi vei alege ca fiind cei mai buni la proba ta... Te reprezintă. Cumva, da. Da. Bun. Ți-ai amintit ce vrei să ne zici? Nu, nu, nu. Mi-e pierdut, e ok. De la bătrânețe, nu. La 6 ani e greu. Nu, e ok. Asta, în principiu. Bun. Păi, oricum, dacă apar noutăți, ținem legătura, ne mai vedem, revedem cu noutățile. În principiu, dragii mei, scuzele de rigoare pentru întârzierea nepermis de mare din seara aceasta. Noi ne luăm la revedere de la voi. Mulțumesc Roxanei și Mirelei.
Mulțumim de invitație. Cu multă plăcere. Spor cu rebranding-ul, cu site-ul, cu platforma de fotografii și cu toate celelalte. Și angajăm programator. Și angajăm programator. Și designer. Și designer, da, programator. Așa. Nu uitați anunțul. Noi vă zicem seară bună și vă dăm întâlnire joia viitoare, ceva mai punctual de data aceea. Seară faină! Pa! Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Super blog la radiolinks.ro. O emisiune despre bloguri și blogări, despre pasiuni și sinergii, despre bloggingul ca hobby și ca afacere. Super blog.